Astăzi, în școlile din România, puțini elevi poartă uniforme. Îmbrăcămintea de la școală este de cele mai multe ori sinonimă cu extravaganța. Pentru o școală are altă prestanță, având în vedere că elevii toți au o anumită uniformă, având în vedere că toate fetele se îmbracă din ce în ce mai extravagant în ziua de astăzi. Atâta timp cât vrem să ne respectăm pe noi și vrem să fim respectați de către profesori, automat trebuie să respectăm inclusiv prin ținuta noastră. Anul trecut, Consiliul Elevilor din această școală a făcut un sondaj de opinie în rândul elevilor asupra acestei probleme, iar, din păcate, răspunsul lor a fost nu. Majoritatea nu au dorit să avem uniforme școlare. Sondajele în rândul elevilor și părinților în ceea ce privește uniforma școlară se fac încă de anul trecut. Cei mai mulți sunt însă împotrivă. Probabil părinții nu au fost de acord din cauza unor costuri suplimentare pentru uniforme, dar nici noi nu am fost de acord cu această propunere. Din păcate, nu am avut o finalitate a acestor propuneri. Noi, ca și școală, ne-am fi bucurat foarte mult să avem o uniformă proprie, copiii noștri să poată fi deosebiți de ceilalți, dar se pare că părinții nu au fost receptivi la aceste propuneri. Unii au haine mai scumpe, alții mai modeste, ca să nu spunem altfel, și atunci toată lumea este la fel, se va alege o ținută care să placă copiilor. Vor fi organizate întâlniri ale elevilor și părinților și cel mai probabil, sigur, se va hotărâ o ținută personalizată a Colegiului Tehnic Decebal. Desigur că trebuie stabilit, fixat un preț convenabil pentru toți elevii. Și totuși se vorbește tot mai mult de revenirea uniformelor. Ultimele discuții s-au purtat miercuri 11 mai de către senatori cu reprezentanții părinților. În urma acestora, elevii de generală ar putea purta din nou uniforme. Membrii Comisiei de Învățământ spun că introducerea uniformelor va reduce diferențele dintre copiii bogați și cei săraci.